YouTube al Asociației TechSoup, astfel încât să o puteți accesa oricând. De asemenea, prezentarea care va rula pe ecran în timpul intervențiilor noastre vă va fi transmisă pe adresa de e-mail la câteva zile după eveniment, pe adresa de e-mail pe care ați folosit-o ca să vă înregistrați participarea. Acestea fiind spuse, așa cum știți, astăzi v-ați dat întâlnire cu noi, Asociația TechSoup, o organizație neguvernamentală și non-profit. Noi servim societatea civilă din România și din Republica Moldova și creăm experiențe de învățare mediate de tehnologie pentru învățători, profesorii de informatică, viitori învățători și nu în ultimul rând pentru elevilor. Programul TechSoup, unul dintre personajele, să-i spunem așa, principale ale întâlnirii de astăzi, este cel mai mare program de profil din lume, misiunea sa fiind de a facilita accesul organizațiilor neguvernamentale la tehnologie și inovații digitale, la resurse de învățare despre tehnologie, pentru că noi credem că putem face lumea mai echitabilă prin utilizarea tehnologiei în beneficiul comunităților pe care le servim. Vă invit să descoperim împreună câteva cifre despre programul TechSoup, fondat în 1987 la San Francisco, prezent în țara noastră din anul 2009. Numără în prezent o comunitate de peste 4.000 de organizații în România, care fac parte din comunitatea extinsă a celor 1,4 milioane de organizații membre în toată lumea. Să procedem la drum, cum se spune, să intrăm așadar în subiectul principal al întâlnirii de astăzi, transformarea digitală a unei organizații non-profit și ce este transformarea digitală a unei organizații. Și deși nu ne-am propus și nu ne-am dorit ca întâlnirea de astăzi să fie tehnică, vor exista și momente, poate, în care vom vehicula, eu și colega mea Natalia, informații mai tehnice. Și acesta este motivul pentru care, cum începem noi să comunicăm în organizațiile non-profit, dacă nu printr-o poveste. Și m-am hotărât ca astăzi să aduc în fața dumneavoastră o poveste despre cum a intrat tehnologia în viețile noastre. Și vă invit să reflectăm împreună dacă reușim să identificăm momentul precis. Știm că tehnologia s-a instalat confortabil în orice activitate umană aproape, pe care a transformat-o aproape dramatic. Lumea s-a schimbat de la zborurile în spațiu și până la modul în care noi intervenim în comunitățile marginalizate pe care le servim. Și suntem așadar martorii acestei transformări spectaculoase. Și tot ceea ce ne rămâne să facem este să ne asigurăm că și organizațiile noastre neguvernamentale țin pasul cu aceste vremuri și procesele noastre interne și modul în care operăm, de asemenea, se aliniază acestor tendințe. Noi știm că schimbarea s-a produs și simțim că schimbarea s-a produs nu doar prin modul în care comunicăm cu ajutorul social media. S-a produs și în modul în care facem fundraising. Iar instrumente precum Internet of Things sau realitatea augmentată sau inteligența artificială sau mai la îndemână dronele au intrat mult în activitatea noastră și eu vă împărtășesc că văd cum privesc cu mare bucurie materialele filmate în dronă de colegii noștri din organizațiile de mediu, care cu ajutorul dronelor monitorizează întregi areale sălbatice din țara noastră și nu numai. Tot așa cum mă las inspirată de materialele create cu ajutorul dronei, materialele educaționale create de colegii noștri din organizații care activează în sfera educației. Așadar,
Schimbarea este aici și v-am lansat provocarea de a reflecta la momentul exact în care credem noi că a intrat în viețile noastre. Este greu să ne imaginăm, însă pare că cercetătorii s-au pus de acord că transformarea digitală a început în secolul XVII, atunci când un cercetător pe nume Leibniz a creat sistemul numerelor binare, teorie și sistem despre care au fost publicate mai târziu, dar care sunt cruciale în modul în care funcționează computerele pe care noi le folosim în ziua de astăzi și care au devenit cumva o extensie a mâinilor și a capului nostru, nu? De aici, următorul moment important pe scara evoluției tehnologiei a fost sfârșitul anilor 40, atunci când au apărut, se pare, primele calculatoare din lume. Gândiți-vă că datele pe care le-am studiat eu arată că primul calculator cântărea 27 de tone și continuăm cu deceniile 5-7 ale secolului 20, când apar o serie de elemente care stau la baza modului în care funcționează și în care noi folosim tehnologia astăzi, și anume primul computer comercializat, acel personal computer, primul hard disk de 5 giga, gândiți-vă, 5 giga, astăzi folosim spații de stocare de ordinul tera, primul microprocesor sau primul limbaj de programare, ARPANET, sper să nu greșesc, care este strămoșul internetului de astăzi. Toate acestea, așa cum vă spuneam, s-au întâmplat până pe la sfârșitul anilor 70, pentru că după aceea tehnologia a luat un avânt nemai văzut până atunci. Au apărut marile companii de tehnologie, giganții IT, cum le numim noi astăzi, și care multe dintre ele sunt partenere în programul TechSoup. Eu o să mă refer doar la Microsoft și Apple, pentru că ele au revoluționat piața a ceea ce este numit personal computer, piața de computere. Au creat computerul personal și au început să comercializeze computerul. Și asta a adus cu sine o transformare rapidă a lumii și s-a făcut rapid trecerea de la analog la digital, digitalul devenind un standard în aproape orice activitate umană. Ei, la sfârșitul anilor 80 se mai produce o revoluție, și anume revoluția comunicării și a comunicațiilor, când Motorola a inventat telefonul mobil, tehnologie care astăzi ajunge până la ceea ce folosim noi în prezent, 5 și chiar 6G, dacă nu mă înșel. Și apariția computerelor și a telefonului mobil, deși la noi în Europa poate într-o mai puțină măsură, a însemnat intrarea digitalului masiv în aproape orice sferă de activitate. Viețile noastre s-au schimbat, relația și modul în care folosim lucrurile din casă s-au schimbat, modul în care, facem educație sau în care accesăm serviciile medicale, totul s-a schimbat. Însă nu e tot. În anul 1989 s-a întâmplat nu doar căderea cortinei de fier în Europa Centrală și de Est, ci este și anul de naștere al World Wide Web-ului, internetul de astăzi, care devine public 2 ani mai târziu, în 1991, și acesta este momentul în care umanitatea s-a schimbat fundamental și irreversibil. Am ajuns să folosim internetul astăzi aproape la fel de firesc cum respirăm și cum bem apă. Folosim tehnologia la fel de firesc și ne dăm seama de asta abia când nu mai avem, și să ne gândim cât de grea este o zi și cât de mult ne înfuriem când avem o zi de lucru și nu avem conexiune la internet, sau să ne amintim ce s-a întâmplat în urmă cu 4 săptămâni, 5 săptămâni, când Facebook și aplicațiile sale nu au funcționat o bună perioadă de vreme. În ziua de astăzi și în zilele noastre, când vorbim despre tehnologie, noi suntem obișnuiți mai degrabă să vorbim despre internet și despre telefoanele inteligente, smartphones, însă cu toții știm că transformarea este mult mai profundă. Așa cum vă spuneam, s-a schimbat relația noastră cu casa și cu spațiul în care locuim, s-a schimbat modul în care călătorim și în care ne deplasăm de la un punct la altul, s-a schimbat modul în care accesăm și operăm servicii medicale, s-a schimbat modul în care construim, modul în care facem agricultură, dar s-a schimbat până și modul în care planificăm și implementăm fiecare operațiune din cadrul proiectelor și programelor noastre, s-a schimbat până și modul în care angajăm, s-a schimbat modul în care comunicăm. Practic s-a schimbat tot. Și schimbarea este aici, iar noi, ca sector,
Trebuie să ne asigurăm că rămânem operativi, că suntem rezilienți și că vom putea continua să operăm, indiferent de ce urmează să se mai schimbe. Practic, discuția este despre a rămâne în control. Trebuie să ne asigurăm că suntem în controlul tehnologiei și că folosim acele instrumente care servesc cu adevărat nevoile, dar și misiunea organizației noastre. Noi la TechSoup, când vorbim despre propria noastră relație cu tehnologia și cu transformarea digitală, folosim acești patru termeni. Digitalul am văzut când a apărut și intuim ce înseamnă în urma poveștii pe care v-am prezentat-o anterior, însă digitalul a adus aproape imediat cu sine ceea ce se numește digitizare. Digitizarea este practic procesul prin care s-a trecut de la analog la digital. Este procesul prin care umanitatea a reprodus operațiunile și procesele sale vechi cu ajutorul și prin utilizarea instrumentelor digitale. Digitizarea atrage după sine digitalizarea. Digitalizarea este procesul prin care schimbăm modelul de business. Este procesul prin care punem tehnologia la treabă și asta înseamnă că apar noi oportunități și noi modalități de a aduce valoare în societate, în comunitate. Digitalizat înseamnă practic procesul conștient, procesul de informare, de comunicare și de colectare de date pe care fiecare dintre noi îl face cu ajutorul tehnologiei, ceea ce este procesul care permite practic schimbarea modelului operațional. Pentru a ne deplasa în continuare către ultima bulinuță afișată pe ecran, eroina serii de astăzi, transformarea digitală. În acest punct aș vrea să vă fac precizarea că expunerile noastre de astăzi nu sunt exhaustive. Noi nu suntem cercetători în domeniu și că cu toate acestea ne informăm și că mai degrabă priviți expunerea și ceea ce urmează să vă povestim ca o împărtășire a experienței pe care noi la TechSoup o avem cu tehnologia, precum și a impulsurilor și a părerilor și a opiniilor primite de la colegii noștri din organizațiile non-profit cu care lucrăm. Despre transformare digitală, manualul relevă. Există o sumedenie de definiții, însă noi la TechSoup operăm cu două. În ambele cazuri, transformarea digitală este un proces de schimbare a culturii organizaționale, este un proces complex. În primul caz, definiția pune mai degrabă accentul pe analiza strategică a modului în care tehnologia ne poate ajuta să ne îndeplinim misiunea, obiectivele și viziunea organizației. În al doilea caz, sau a doua definiție, vorbește despre, privește transformarea digitală ca pe procesul de determinare și de adoptare a politicilor de creștere a capacității organizaționale și de implementare a tehnologiei, astfel încât serviciile pe care organizația le oferă comunității să aibă un impact mai mare. Aceeași definiție privește transformarea sau privește transformarea digitală sau a doua etapă a transformării digitale, pune accent pe colectarea datelor și pe modul în care implicarea sau utilizarea tehnologiei ne ajută să colectăm date, ne ajută să colectăm mai eficient date, pe care ulterior le valorificăm în luarea deciziilor atât pentru intern, pentru organizația noastră, cât și pentru implementarea proiectelor. Este ușor de înțeles și probabil că desprindem în zbor ideea că există transformarea digitală, așa cum o privim noi la TechSoup, are trei componente. Așa cum o privim noi la TechSoup, prin prisma instrumentelor de tehnologie pe care le putem accesa prin program.
Așadar, cele trei componente digitale sunt adopția instrumentelor de cloud și nu vă faceți griji că veți afla mai multe informații despre lucrurile acestea, o colectare optimizată a datelor pentru valorificarea lor în cadrul procesului de luare a deciziilor și implementarea și respectarea implicită a politicilor de securitate IT într-o organizație. Ok, dar ce înseamnă toate acestea? Haideți să coborâm din povești pe terenul concret al muncii noastre de zi cu zi și să vedem ce înseamnă. Adopția de cloud, și repet, colega mea Natalia vă va spune mai multe în a doua jumătate a sesiunii de astăzi, aduce cu sine domeniul web. Domeniul web este practic site-ul organizației. Având un site, nu doar că suntem în control, dar având un site operativ și activ și funcțional, putem accesa suite de productivitate care în cloud, care sunt instrumente pe care noi le folosim în munca noastră de zi cu zi. O suită de productivitate vine la pachet cu mai multe servicii, cu serviciul de e-mail profesionist sau profesional, mereu mă încurc în acești doi termeni, cu posibilitatea de stocare a documentelor în cloud atât per utilizator cât și per organizație, cu un calendar sincronizat, cu cel puțin un instrument de comunicare audio-video atât în interiorul echipei cât și cu publicul nostru, cu un instrument de management de proiect, toate acestea putând fi accesate de fiecare membru al echipei, de oriunde s-ar afla el și de pe aproape orice tip de dispozitiv. Sigur că pentru a fi în control trebuie să implementăm și să supraveghem modul în care aceste tehnologii funcționează, să avem grijă și să ne asigurăm că fiecare membru al echipei cunoaște politica de securitate și o respectă. Și tot pentru a fi în control trebuie să ne menținem mereu informați, așa cum am spus și mai devreme, avântul sau transformarea digitală și tehnologiile evoluează cu o viteză năucitoare, iar noi trebuie să ne asigurăm că suntem la curent cu informațiile ca să respectăm politica de securitate, dar și să ne asigurăm că folosim la capacitatea maximă instrumentele pe care le-am implementat în organizație. Beneficii. Am atins deja subiectul beneficiilor pentru că, până la urmă, despre asta este vorba, despre a lucra mai ușor și despre a fi mai eficienți, astfel încât să ne dedicăm lucrurilor care contează cu adevărat pentru noi și pentru viața noastră de ONG-ist. Adopția serviciilor cloud vine la pachet cu ele poate că sunt mai multe beneficii, dar noi la textul vorbim despre trei. Despre flexibilitate, dinamism și o mai bună conectivitate. De ce flexibilitate? Pentru că fiind instrumente bazate pe cloud, asta înseamnă că se pot accesa de oriunde și de pe orice dispozitiv. Asta înseamnă că fiecare membru al echipei are acces la căsuța de e-mail, la chat, la arhiva foto-video, știu eu, la bazele de date, de oriunde, ceea ce ne ajută să fim dinamici, adică chiar dacă nu ne găsim în același birou sau în aceeași sală de conferință, putem să lucrăm împreună pe documente în cloud și putem să continuăm să luăm decizii împreună. Asta înseamnă că suntem și mai conectați unii cu ceilalți, dar și mai conectați cu publicul nostru extern, oricare ar fi el, beneficiar, donator, finanțatori sau voluntari. Toate acestea ne aduc o creștere a productivității și mă veți întreba cum ajută pe mine un calendar sincronizat, de pildă, să-mi cresc productivitatea. Și o să mă întorc la experiența noastră, a echipei noastre. Noi la TechSoup lucrăm într-un mod hibrid, digital și offline, de cel puțin 5 ani. Și avem implementat, folosim atât serviciile de cloud Microsoft cât și serviciile de cloud Google, însă ca suită de productivitate noi am implementat produsul Microsoft, avem o suită de productivitate prin Office 365. Această suită de productivitate, printre numeroasele sale aplicații și funcționalități, include un calendar sincronizat, un calendar în cloud pe care fiecare membru al echipei îl completează când are o întâlnire, când are un deadline, când s-a
întâlnit cu cineva, când participă la un curs, când participă la o conferință. Înțelegeți ce vreau să spun, astfel încât noi, fiecare dintre noi, merge în calendarul respectiv și vede ce urmează să se întâmple în organizație sau într-un anume proiect, astăzi, în săptămâna curentă, luna curentă sau chiar în anul curent. Noi folosim mult calendarul atunci când avem descris rapoarte, ne ducem în calendar și vedem cronologia tuturor lucrurilor care s-au întâmplat în organizația noastră. E, și asta ne ajută, de pildă, să economisim o ședință de cel puțin 2 ore pe săptămână, ședință pe care altminteri am fi făcut-o ca să ne sincronizăm agendele și să ne punem la curent cu ce face fiecare. Tot din experiența noastră, noi folosim un management, un instrument de management de proiect, folosim Asana, unde de asemenea fiecare dintre noi și-a încărcat proiectele, programele, divizate în task-uri, în subtask-uri, cu fiecare deadline, cu statusul fiecărui proiect în curs, anulat, amânat, finalizat. Tot așa, printr-o simplă vizualizare a dashboard-ului de Asana, noi economisim o altă ședință și nu ne dăm telefoane și economisim mail-uri care, cum să spun, ne-ar încărca ziua de muncă și fluxul de muncă dintr-o zi. Tehnologia pe noi la TechSoup ne-a ajutat să ne extindem și geografic, în sensul în care, cu ajutorul instrumentelor digitale, am putut să ajungem la colegi care nu operează în zona în care suntem noi și să beneficiem, iată, de cea mai bună expertiză în domeniul în care ne era necesar. Și gândiți-vă și la întâlnirea noastră de astăzi. Dacă nu am fi avut la îndemână instrumentele de tehnologie, cel mai probabil ne-am fi strâns într-o sală de hotel undeva, am fi petrecut o zi, poate două, pe drum, ca să ne întâlnim și ca să ne întoarcem acasă și sigur că pauzele de cafea și gustările dulci și sărate ne lipsesc tare mult și nouă și abia așteptăm să ne întoarcem la ele, însă există și momente ca acesta în care întâlnirile se pot întâmpla cu ajutorul tehnologiei și ne pot, iar tehnologia în aceste situații ne poate ajuta să economisim atât resurse de timp cât și resurse financiare pe care le direcționăm în altă zonă a organizației noastre. De asemenea, tot din experiența noastră, o să datele. Noi colectăm date cu ajutorul instrumentelor digitale mult mai ușor și ne folosim de ele mult mai ușor. Gândiți-vă la bazele de date cu donatorii noștri, de pildă. Dacă nu folosim un document în cloud și nu lucrăm toți pe același document care se sincronizează imediat, vor exista nenumărate variante ale documentului respectiv. Iar când vom avea de făcut o campanie sau vom avea de lucrat și vom avea nevoie de acea bază de date, întotdeauna ne vom întreba cine are ultima versiune a acestui document. Ei, dacă folosim o suită de productivitate și documentele care ne dă posibilitatea să lucrăm colaborativ, sincron și asincron pe documente în cloud, nu vom mai avea această problemă. Datele noastre sunt mai accesibile, sunt standardizate și pot fi ușor folosite astfel încât să ne servească fie în activitățile de raportare, fie atunci când avem de făcut campanii de fundraising și așa mai departe. Datele pe care le strângem noi ca sector în această manieră ne oferă credibilitate atât în interacțiunea cu instituțiile publice, cât și atunci când, cum e cazul țării noastre, trebuie să îmbunătățim imaginea pe care ONG-urile în ansamblu o au în societate. Noi la TechSoup obișnuim să spunem date mai bune, decizii mai bune. Altfel spus, cu ajutorul tehnologiei muncim mai ușor, mai eficient, suntem mai productivi și o leacă mai fericiți, aș spune eu. Lucrăm în siguranță, munca și datele noastre sunt stocate în siguranță și se aliniază normelor în domeniu și nu în ultimul rând contribuim cu toții la creșterea reputației sectorului non-profit în care noi activăm cu atâta pasiune. În continuare, mă grăbesc să vă prezint cele două servicii de cloud despre care colega mea vă va vorbi ulterior. Microsoft și Google sunt cei doi furnizori ai suitelor de productivitate. Mi-am permis să vă las aici o serie de link-uri, tocmai pentru că veți primi prezentarea, astfel încât când aveți răgaz să mergeți și să le cercetați și să vă informați, dar aș vrea să fac o observație, poate două. În cazul Microsoft, avem un serviciu lansat în urmă cu, cred că, 2 ani,
Toate organizațiile membre în TechSoup știu că noi nu putem oferi suport și asistență în instalare și implementare de soluții de tehnologie obținute prin program, însă prin Microsoft Cloud se întâmplă asta. Altfel spus, să mergeți pe TechSoup.ro, în secțiunea produse de software, căutați după donator, veți identifica Microsoft Cloud și veți, prin completarea unui formular, veți intra în legătură cu colegii noștri de la Centrul Regional de Asistență TechSoup pentru Europa, situat la Varșovia, și ei vă vor ajuta să implementați fie serviciile Cloud Microsoft 365, fie un plan din suita de productivitate Office 365. Precizez și că serviciul este contra cost, însă costul este foarte mic comparat cu prețul pieței, fiind o ofertă destinată exclusiv organizațiilor non-profit. A doua observație pe care voiam să o fac în acest punct și care mi s-a părut importantă de știut, este că ambii parteneri au planuri de licențe gratuite, care pot fi combinate. Și o să vă dau un exemplu, dar e doar cu titlul de exemplu. Să zicem că avem o echipă în organizația noastră de 15 persoane și că oricare dintre acești doi furnizori de servicii IT au un plan gratuit pentru 10 utilizatori. Putem să combinăm planul gratuit de 10 utilizatori, iar pentru ceilalți cei 5 membri ai echipei care nu sunt acoperiți de acest plan, să accesăm un plan contra cost. Și astfel vom face o economie. În loc să plătim pentru toți cei 15 utilizatori, vom plăti doar pentru 5. Procesul de transformare digitală este un proces de lungă durată. Să știți că este un maraton și nu un sprint. Are suișuri și coborâșuri ca orice proces pe care îl implementăm în munca noastră de zi cu zi. Multe dintre organizațiile cu care noi lucrăm la TechSoup se află sau au implementat deja unul sau doi pași, poate nu complet și poate nu conștient. Însă poate au un domeniu, adică un website, dar nu au implementat o suită de productivitate și atunci nu au e-mail-uri cu adresa domeniului și folosesc e-mail-urile gratuite Gmail. Oricine are un cont Gmail va folosi și G Drive, nu există, nu avem cum altfel să facem. Este foarte bine și invitația noastră este să vă aplecați asupra proceselor și operațiunilor pe care le faceți acolo în acele servicii gratuite și să stabiliți un plan activ și asumat de transformare digitală a organizației dumneavoastră, astfel încât, repet, să rămânem în control. Cum știm unde ne aflăm în procesul de transformare digitală al organizației noastre? Am strâns aici la un loc câteva resurse. Primul este, așa cum îi spune și numele, un instrument prin care fiecare organizație se poate autoevalua. Este creat de colegii noștri de la San Francisco. Este un instrument momentan în limba engleză. Cel de-al doilea, TechSoup Courses, este, cum îi spune și numele, o platformă de cursuri și veți găsi tutoriale și cursuri dedicate preponderent modului în care funcționează și în care puteți folosi aplicațiile din Microsoft Cloud. Iar cel de-al treilea, HaveMind, este un instrument mai degrabă educațional, unde veți găsi informații și tutoriale, în special despre securitatea IT a unei organizații, dar și informații generale despre cum combatem fake news sau dezinformarea. În încheierea intervenției mele, aș vrea să reținem cu toții că cele trei aspecte importante despre transformarea digitală în viziunea TechSoup sunt adopția instrumentelor cloud care ne va ajuta să colectăm date într-un mod mai eficient, pe care le vom valorifica ulterior în luarea deciziei, și rămânerea în control, controlăm tehnologia prin adoptarea și respectarea politicilor de securitate IT. Atât în acest moment de la mine. Ne revedem în secțiunea de întrebări și răspunsuri. Vă mulțumesc și îi predau microfonul Nataliei. Îți mulțumesc mult, Gabi. O să te rog să pot face și eu distribuire de ecran imediat. Gabi, doar o să te rog să îmi confirm dacă mă văd, mă aud bine și eu și prezentarea. Îți mulțumesc mult!
În continuare, voi vorbi mai aplicat despre care sunt pașii de transformare digitală și vreau să vă invit într-o călătorie a acestei transformări digitale, împreună să verificăm câți pași poate aveți deja implementați în asociație sau câți pași urmează încă să fie, să fie puși undeva acolo în planul dumneavoastră de acțiune. De ce? Pentru că pandemia ne-a demonstrat cât de importantă este pregătirea digitală a echipelor noastre. Și doar dacă suntem pregătiți și avem o infrastructură IT bine pusă la punct, ne putem continua procesele, activitățile, proiectele începute și putem munci de oriunde. Putem munci distribuit, putem munci de orice colț al lumii, de pe orice dispozitiv. La TechSoup noi am adunat toate resursele și toate cunoștințele pe care le-am avut și le-am sintetizat în 6 articole pe care i-am denumit pași ai transformării digitale. Acești pași vă vor ajuta să vă înțelegeți inclusiv și nivelul de pregătire pe care îl are echipa dumneavoastră în organizația pe care o conduceți sau în care activați. Așa că vreau să vă invit acum să luați alături de dumneavoastră o coală de hârtie și un pix sau poate o coală digitală, adică un document Word, și să vă notați pe parcursul prezentării mele care dintre pașii aveți deja implementați sau care urmează să fie puși în aplicare ca să sporiți și să eficientizați procesele din asociație. Astea fiind spuse, haideți să vedem care este pasul întâi de transformare digitală. În pasul întâi de transformare digitală primim recomandarea ca să achiziționăm un domeniu oficial pentru organizația noastră. Vă întrebați poate de ce aveți nevoie de un domeniu oficial pentru organizație. Ei bine, anume domeniul oficial este cel care ne va deschide accesul nostru spre a obține o suită de productivitate gratuită în cloud. Există o sumedenie de furnizori care prestează servicii de hosting și care pe lângă acest serviciu prestează și serviciul de înregistrare a domeniului pentru site-ul dumneavoastră. Îi puteți găsi foarte ușor cu o simplă căutare pe Google. Sau puteți începe și mai simplu, să începeți cu un domeniu sau poate chiar vă doriți un domeniu cu extensia RO, care poate fi achiziționat de la compania România TLD. Aceasta este o investiție mică pe care o veți face la început și zic mică pentru că costul unui domeniu pentru o perioadă de 5 ani de zile se ridică cam la 350 de RON, iar costul unui domeniu pentru o perioadă de 5 ani de zile, îmi cer scuze, deci pentru 5 ani de zile veți achita în jur de 350 de RON, iar pentru 2-3 ani de zile veți achita în jur de 200 de RON. Deci este o investiție mică, dar o investiție strategică și este investiția care vă va deschide accesul spre obținerea unei suite de productivitate. Așa că primul pas pe care trebuie să-l faceți este să cumpărați sau să achiziționați acest domeniul oficial pentru organizația dumneavoastră. Domeniul este foarte important pentru că el devine identificatorul dumneavoastră în mediul digital și este asemenea certificatului fiscal pe care îl utilizăm noi în viața noastră nedigitală atunci când mergem la o instituție să ne identificăm. Odată ce veți achiziționa un domeniu oficial pentru organizație, sunteți pregătiți să faceți sub pasul următor și anume să vă decideți care suită de productivitate vi se potrivește organizației dumneavoastră. Ce înseamnă o suită de productivitate? O suită de productivitate reprezintă un set de instrumente pe care vi le pune la dispoziție gratuit
atât Google cât și Microsoft. Google își pune la dispoziție suita sa de productivitate prin programul său Google for Non-Profit. Microsoft vă pune la dispoziție suita lor de productivitate prin programul lor denumit Microsoft for Non-Profit. Ce conțin aceste suite de productivitate sau la ce vă oferă ele acces? Păi vă oferă acces la adrese profesionale pentru membrii echipei. Vă oferă un spațiu de stocare și de arhivare a documentelor și a tuturor materialelor pe care le dețineți în organizație. Vă oferă acces, după cum spunea mai devreme și colega mea, Gabi, la un calendar comun, așa încât să aveți o claritate cu frecvența evenimentelor, cu intensitatea lor, atât pentru organizație, cât și pentru fiecare coleg în parte. Vă oferă, nu în ultimul rând, acces la sisteme de conferință video și audio, așa încât să puteți interacționa atât în interiorul organizației, cât și în exteriorul ei. Și nu în ultimul rând, vă oferă și securitatea tuturor datelor pe care le-am enumerat eu mai sus. Dar o clipă că nu vrea să ruleze prezentarea mea, s-a rezolvat. Țineți minte că aplicarea pentru această suită de productivitate se întâmplă pe site-ul Google, în cazul programului, în cazul suitei Google, și pe site-ul Microsoft for Non-Profit, în cazul suitei de productivitate puse la dispoziție de către programul Microsoft. Când veți face aplicarea pentru suita de productivitate oferită de Google, Google vă va solicita să furnizați un cod de validare. Ei bine, atunci este momentul să reveniți sau să intrați pe platforma TechSoup România în contul dumneavoastră, în contul organizației dumneavoastră, să găsiți acolo secțiunea cod de validare, să copiați acel cod și să mergeți pe site-ul furnizorului de servicii de cloud, să introduceți acel cod și să vă identificați în acest fel ca și un ONG. Odată format acest cont, veți obține, dacă veți opta pentru Microsoft for Non-Profit, veți obține adrese profesionale pe Outlook și pe Exchange. Veți obține un spațiu de stocare și de arhivare a documentelor pe care le aveți în cadrul organizației. Spațiul ăsta de stocare este destul de generos, pentru că prin Microsoft veți obține un terabyte, tocmai un terabyte de spațiu pe care puteți stoca tot ceea ce aveți nevoie. Veți obține o soluție de conferință video și audio, care este bine cunoscutul deja în pandemie, produs Microsoft Teams, care vine și cu aplicațiile în cloud ale Word-ului, Excel-ului, PowerPoint-ului, și celelalte aplicații cu care suntem familiarizați pe calculatorul nostru local, pe care îl folosim zi de zi. Dacă veți opta pentru suita de productivitate oferită de Google Workspace, atunci veți obține acces la aceleași adrese profesionale, doar că personalizate. Pentru fiecare membru al echipei în parte veți avea o adresă profesională. Veți obține acces la Google Drive, aici având alocat pentru fiecare membru din echipă un spațiu de 30 de gigabytes. Ca soluție de videoconferință veți avea Google Meet-ul, care la fel este destul de generos, oferindu-vă posibilitatea de a face evenimente interne sau externe cu participarea până la 250 de persoane. Și evident, Google-ul vine și el cu aplicațiile sale în cloud, și anume Word-ul, Excel-ul, PowerPoint-ul, și chiar are mai multe instrumente precum Jamboard-ul, precum Google Forms-ul și alte aplicații destul de utile, cu care suntem sau încă nu familiarizați. Indiferent care dintre aceste două suite o veți prefera, să știți că în momentul în care vă decideți
cu care din ele mergeți mai departe. Ăsta este momentul în care oferiți acces întregii echipe către toate materialele organizației. De acum încolo, având această suită de productivitate, o veți putea accesa doar prin folosirea unui browser și de pe orice dispozitiv, fie că e telefon, fie că e calculator sau dacă vorbim despre o tabletă. Le puteți folosi și pe ambele, le puteți activa și pe ambele, doar că recomandarea noastră ar fi să stabiliți pe interior cu care din ele mergeți mai departe și pe care o actualizați în mod continuu, unde încărcați documentele, așa încât efortul dumneavoastră să nu fie dublat, să nu trebuiască să încărcați documentele și în Google și în Microsoft, sau unele documente să fie încărcate într-o parte, iar altele în altă parte, pentru că în momentul în care le veți îmbrățișa pe ambele, dar nu veți actualiza constant ambele suite de productivitate, atunci se va crea mai multă confuzie și veți irosi mai mult timp căutând fie unele informații sau unele documente care nu știți unde anume să intrați să le căutați. După ce am parcurs acest prim pas, urmează pasul 2, care ne recomandă să implementăm suita de productivitate. Într-adevăr, o suită de productivitate pentru a putea fi folosită și pentru a înțelege beneficiile trebuie implementată. Ce presupune asta? În primul rând, implementarea unei suite de productivitate începe cu verificarea domeniului dumneavoastră. La modul practic, Google sau Microsoft, în funcție de furnizorul pe care l-ați ales, va verifica dacă dumneavoastră sunteți posesorul sau proprietarul acelui domen. Este pasul care împiedică alți oameni să vă folosească abuziv domenul sau să creeze e-mail-uri profesionale pentru altcineva decât pentru echipa dumneavoastră. În cazul în care aveți mai multe site-uri și vă doriți să creați adrese profesionale cu domeniul tuturor site-urilor, va fi necesar să faceți operațiunea de verificare a domeniului pentru fiecare site pe care îl dețineți. Acest pas implică un pic mai multe cunoștințe tehnice, dar cu puțină curiozitate veți găsi pe site-ul nostru în articolele dedicate transformării digitale foarte multe referințe și tutoriale exacte care descriu în detaliu cum trebuie verificat domeniul sau cum se setează adresele profesionale. Ce trebuie să rețineți de aici este că atât timp cât domeniul dumneavoastră nu este verificat, în contul dumneavoastră va apărea statutul de neverificat. În momentul în care domeniul va fi verificat, statutul dumneavoastră se va schimba în unul de verificat. Dar cum faceți asta? E bine, asta se întâmplă în felul următor. Dacă deja aveți un site care funcționează, este un site actual cu informația la zi, păi atunci când veți intra în contul pe care l-ați creat pe Google sau pe Microsoft, acolo veți găsi secțiunea de domenii. Din acea secțiune veți extrage un fișier TXT. Respectiv, fișierul ăsta TXT trebuie încărcat pe site-ul dumneavoastră. Dacă nu aveți suportul unui profesionist din IT, poate solicitați suportul unui voluntar IT sau poate solicitați suportul comunității sau puteți să rugați compania care vă oferă serviciul de hosting pentru site-ul dumneavoastră să vă ajute cu această etapă de verificare și să-i furnizați acest fișier TXT pentru a fi încărcat pe site. În momentul în care fișierul va fi încărcat pe site, statutul contului dumneavoastră va fi actualizat și veți fi notificat precum că domeniul va aparține și a fost verificat.
După această verificare, dumneavoastră vă puteți apuca de setarea adreselor profesionale pentru colegii dumneavoastră. Și ăsta este un pas un pic mai tehnic, dar spuneam că cu puțină curiozitate și perseverență puteți să o reușiți să o faceți de sine stătător. Dacă nu vă reușește să o faceți de sine stătător, să știți că tot în acea secțiune de domenii veți găsi niște date care sună sau care se vor numi cu terminul de MS Records și DNS. Ce reprezintă asta? MS Records reprezintă, de fapt, codul poștal care îi spune e-mailului de unde pleacă și unde trebuie să ajungă. Este echivalentul codului poștal din lumea nedigitală. Iar DNS-urile, de fapt, nu sunt altceva decât o carte mare de telefoane a internetului, așa încât noi să scriem nu o înșiruire de caractere atunci când trimitem un e-mail, dar să scriem direct adresa de e-mail și să fie expediat e-mailul nostru către destinatar. Dumneavoastră nu e neapărat să știți să setați aceste lucruri pe care le-am enunțat mai sus, dar important este să știți de unde pot fi luate și către cine pot fi transmise. Deci, de acolo, din secțiunea de domenii, luați și acolo regăsiți toate aceste date și expediațiile voluntarului dumneavoastră IT sau persoanei care vă poate ajuta cu acest moment un pic mai tehnic. Dar nu vă descurajați dacă nu aveți o persoană care să vă ajute, spuneam și mai sus. Am încercat în articolele pe care le veți găsi pe site să oferim îndrumări și tutoriale despre cum puteți face asta de sine stătător. Poate vă întrebați, dar de ce am nevoie totuși de o adresă profesională? De ce nu aș putea să folosesc adresa mea pe care o am pe Yahoo sau o am pe Gmail? Să știți că nu veți putea face management centralizat de documente atâta timp cât nu veți avea o adresă profesională. Pentru că adresa profesională reprezintă, de fapt, cheița fiecărui angajat către serviciul pe care l-ați activat dumneavoastră în cloud. Așa că cât de tare poate nu v-ați dori să omiteți această etapă din procesul de transformare digitală, nu o să fie posibil, întrucât este un pas esențial. Fiecare angajat trebuie să-și aibă o adresă personală, profesională în cazul dat. Înainte de a trece la pasul 3, vreau să vă spun că poate vă gândiți că nu e un mare lucru primii doi pași pe care tocmai i-am enumerat, dar dacă ar fi să cuantificăm în termeni financiari primii doi pași, să știți că ne-am ridicat la o economie de 2-3 mii de dolari pe an. Zic asta și această sumă ar fi relevantă doar dacă sunteți o organizație mică, cu 4-5 angajați și cu vreo cam 10 adrese de mail, doar 10 adrese de mail, pentru că dacă ar fi să achiziționați toată această suită de productivitate, care în esență reprezintă o mini-infrastructură de IT pentru organizația noastră, păi v-ar trebui cel puțin 2-3 mii de dolari pe an. Așa că nu e un lucru mic și chiar vă îndemnăm să profitați de aceste programe oferite de Google for Nonprofit și de Microsoft for Nonprofit, așa încât să salvați niște bănuți pe care puteți ușor să-i realocați în alte direcții sau pentru alte proiecte sau pentru alte nevoi pe care le resimțiți în organizație. Acum haideți să vedem ce ne recomandă să facem pasul 3 al transformării digitale. Ajuns la pasul 3, aici vedem că recomandarea este să folosim la maxim suita de productivitate a organizației. Însă o suită de productivitate
trebuie exploatată sau explorată, putem să-i spunem cum ne dorim. Ideea este că fiecare angajat din organizație trebuie să cunoască ce presupune această suită și cum trebuie să lucrăm sau să colaborăm așa încât ceea ce stocăm noi, arhivăm pe spațiul comun să fie eficient, să poată fi găsit ușor. Așa că stabiliți pe interior, faceți o mini politică sau o mini procedură și nu e neapărat să o faceți mai complicată decât este necesar, dar determinați pe interior care va fi structura spațiului de stocare. Cum urmează să denumiți fișierele pe care le urcați acolo? Cum urmează să împărțiți sau să divizați, să divizați informațiile urcate pe document? Le divizați pe an, le divizați pe proiecte, le divizați pe responsabili sau le divizați pe săptămâni? Toate aceste lucruri rămân la latitudinea dumneavoastră, dar este important ca toată echipa să fie la curent cu aceste reguli și toată lumea să denumească documentele într-un fel așa încât să fie ușor văzute, ușor găsite. Încercați pe cât posibil să lucrați mai mult în cloud, așa încât să se salveze toată informația, să o aveți salvată deja în cloud, să nu trebuiască să o ridicați ulterior în cloud. Un alt aspect important ține de calendar. Zicea și colega mea ceva mai sus, că o suită de productivitate ne permite să avem un calendar general per organizație unde avem un tablou integru la cum arată săptămâna sau luna noastră, câte evenimente planificate avem, câte ședințe, câte instruiri. Însă important este aici să rugăm și colegii din asociație să facă share la calendarul lor individual, dar cel profesional, așa încât să avem o viziune de ansamblu cum arată calendarele noastre generale, dar și cele individuale. Și asta ne va ajuta să ne organizăm inclusiv ședințele comune sau ședințele în care trebuie să participe mai mulți colegi. O altă recomandare ce ține de exploatarea suitei de productivitate este legată de descărcarea aplicațiilor locale pe calculator, descărcarea aplicațiilor Google Drive și OneDrive pe calculatorul nostru local. Am uitat să menționez că spațiul comun de stocare în cazul Microsoft se numește SharePoint, iar în cazul Google, îl știm că este bine cunoscut Google Drive, doar că atunci când vă veți lua o suită de productivitate, acest Google Drive se va numi Google Team Drive. Deci, fie că este vorba de SharePoint, fie că este vorba de Google Team Drive, este bine să aveți aceste reguli interne. Despre cum încărcați acolo documentele, cum le denumiți, ce structură au aceste fișiere. Acum, atât Google Drive cât și SharePoint-ul dețin și o aplicație care poate fi instalată local, o aplicație noi în limbajul tehnic le recunoaștem sub denumirea de aplicații on-premises, adică cele care se instalează pe calculatorul nostru. E bine să le aveți descărcate, pentru că atunci când nu veți avea o conexiune la internet, dar veți lucra local pe calculator, informația dumneavoastră se va salva. Iar în momentul în care veți obține acces la internet, sincronizarea se va produce în mod automat. Aveți grijă doar ca structura pe care ați făcut-o pentru folderul local de OneDrive sau de Google Drive să aibă aceeași structură ca și mapa unde urmează a se încărca respectivul document, așa încât sincronizarea să se producă fără nicio confuzie, atât pentru dumneavoastră, cât și pentru colegii dumneavoastră.
Acum cred că ajungem ușor, ușor și la pasul numărul 4, care ne zice să construim o organizație care ar putea comunica online de oriunde. Atunci când pandemia a venit pe capul nostru, ne-am trezit toți într-o perioadă efectiv în care eram blocați, nu știam cum să ne continuăm activitățile și ce să facem cu evenimentele care deja erau planificate. Până ne-am dumerit cu ce soluție să mergem mai departe, asta ne-a luat ceva timp. De aceea e bine să știm că suitele de productivitate pentru care am optat au incluse în sine și sisteme de conferințe video și audio și cu ele putem organiza întâlniri, atât în interiorul cât și în exteriorul organizației. Însă, ca și în cazul precedent, este bine să ne asigurăm că nu doar persoana care implementează această suită de productivitate cunoaște capabilitățile suitei și cunoaște funcțiile suitei, dar întreaga echipă e bine să știe ce presupune o suită de productivitate și cum poate fi folosit. În cazul celor două suite de productivitate, ziceam că există aceste aplicații ce ne permit interacțiunea și organizarea de evenimente. Google ne pune la dispoziție aplicația Google Meet, iar Microsoft ne pune la dispoziție aplicația de videoconferință cunoscută ca Teams. Ambele sunt destul de generoase, ambele permit atât distribuire de ecran, cât și utilizarea unei table virtuale, dar chiar și instrumente de interacțiune cu participanții, precum chat-ul sau alte instrumente de care avem nevoie. Ambele sunt destul de intuitive în folosire. Însă s-ar putea dovedi că nici Google și nici Microsoft nu răspunde necesităților pe care le resimțim. Spre exemplu, ne dorim să avem un webinar care e transmis live pe Facebook sau poate ne dorim alte opțiuni pe care Google și Microsoft nu le are. Atunci, ca alternative, noi vă recomandăm pentru webinarii, puteți să încercați binecunoscutul Zoom, care are mai multe opțiuni pentru organizarea diferitelor tipuri de evenimente și ați mai putea încerca și platforma GoWebinar, unde la fel puteți organiza diferite webinare. Însă recomandarea noastră este, de fiecare dată când doriți să accesați o soluție de videoconferință sau nu neapărat de videoconferință, orice produs de software, verificați mai întâi dacă acel produs nu există în catalogul TechSoup. Poate prin catalogul TechSoup obțineți o reducere pentru produsul sau soluția de care aveți nevoie. Sau dacă nu există în catalogul TechSoup, nu ezitați să scrieți dumneavoastră către acel furnizor și să vă prezentați spunând că sunteți un ONG și că să întrebați dacă pentru ONG-uri nu au un program cu discounturi sau poate anumite gratuități. În felul ăsta, ajutându-vă și salvând niște bănuți pentru organizație. Alte sisteme de videoconferință alternative care vă pot ajuta și e bine să știți că ele există, sunt Jitsi și 8x8. Sunt niște sisteme open source, adică e o sursă deschisă pe care o poate utiliza oricine, dar nu poate oricine intra în acele evenimente, intră doar persoanele care au un link direct, ca și în cazul Zoom. Și tot aici am vrut să, tot la sistemele de conferință, audio și video pentru echipă, am vrut să vă spun și despre Slack. Slack-ul este o soluție foarte preferată în comunitățile de IT, dar este comodă pentru că te lasă să faci canale cu oamenii
de care ai nevoie din interior și din exterior și așa poți foarte ușor lucra pe anumite proiecte. Cu echipa ta și cu oamenii care nu fac neapărat parte din echipa ta. Slack este, are o, deci are un program pentru organizațiile non-profit și este gratuit, oferindu-și pachetul său gratuit ONG-urilor până ONG-urilor care nu au mai mult de 250 de membri. Așa că dacă aveți nevoie de un canal de comunicare internă, dar și externă, cu furnizorii, cu donatorii, cu beneficiarii dumneavoastră, puteți încerca Slack, care este gratuit, după cum spuneam, până la un număr de 250 de utilizatori pentru organizațiile non-profit. Ajungem ușor, ușor și la pasul numărul 5. Care ne recomandă să implementăm în organizația noastră o aplicație de project management. Chiar dacă suntem un ONG și de multe ori munca noastră se așteaptă a fi văzută în lumea nedigitală, eforturile noastre se întâmplă de multe ori pe teren, este nevoie să avem o aplicație de project management. Chiar dacă avem un singur proiectel și nu avem multe, asta ne va eficientiza activitatea de planificare, și ne va ajuta să devenim mai eficienți în viitor. În suita noastră de productivitate, la fel, se regăsesc atât la Google cât și la Microsoft, se regăsesc soluții care ne-ar ajuta să facem project management. Suita de productivitate Microsoft vine cu aplicația de Planner, unde veți găsi un to-do individual, dar și un to-do de echipă pe care le veți descoperi în aplicația Microsoft Teams. Dar și Google nu rămâne în urmă și ne pune și el la dispoziție niște tool-uri de management. Avem tool-ul de tasks, unde putem marca deadline-urile, putem descrie activitatea, putem să ne setăm obiective, putem să adăugăm documente, deci tot ceea ce avem nevoie. Și putem și lucra pe acele Google Sites, care de fapt sunt niște site-uri interne, ce ne permit să încărcăm documente despre proiectel, să setăm termene limite, să setăm persoanele responsabile, să marcăm care este progresul pe activitate sau pe proiectel. Nu este nevoie decât de un pic de timp de a dedica acestor tool-uri și de a le cunoaște. Dacă Google și Microsoft cu tool-urile lor nu răspund necesităților pe care le resimte organizația dumneavoastră, vă mai recomandăm Asana. Asana este o soluție de project management pe care noi, personal în asociația TechSoup, am implementat-o de mai bine de 5 ani de zile. Suntem cu versiunea gratuită a aplicației, Asana fiind gratuită pentru un număr de 15 utilizatori. Dacă organizația noastră are mai mult de 15 utilizatori, deja va fi necesar să vă achiziționați un plan superior care nu mai este gratuit, dar un plan care vine și cu mai multe caracteristici decât planul gratuit. Asana ne dă nouă posibilitatea să enumerăm proiectele, să atribuim persoanele responsabile, să ne setăm termenele limită și să setăm statutul la care se află proiectelul, activitatea fiecare în funcție de ce are nevoie. Asana poate fi accesată și prin TechSoup. Organizațiile eligibile obțin un discount de 50% pentru planul premium sau planul business, în cazul în care vă doriți un plan superior celui gratuit sau în cazul în care numărul de persoane în organizația dumneavoastră este ușor mai mare de 15.
Dar o altă soluție de project management pe care la fel vă putem recomanda este și Trello. Trello are un plan gratuit. Avantajul lui este că acest plan gratuit pot fi adăugați un număr nelimitat de utilizatori, doar că capabilitățile lui sunt un pic mai restrânse pentru versiunea gratuită. Trello este o aplicație pentru cei care sunt foarte vizuali, pentru echipele vizuale, pentru că acolo proiectelele se lipesc de tabla virtuală sub diverse culori. În Trello există trei coloane de regulă. Ce am făcut, ce urmează să fac, deci ce am făcut, ce am de făcut și ce voi face. Se schimbă foarte ușor activitățile dintr-o coloană în alta și așa este foarte ușor de urmărit cine și la ce etapă din proiect se află. Noi vă încurajăm să încercați sistemele sau aplicațiile pe care vi le-am recomandat, însă este important ca toți membrii să îmbrățișeze soluția la care vă veți opri. De ce zicem asta? Pentru că niciun sistem de management, cât de performant nu ar fi din lume, nu vă va ajuta să fiți mai eficienți atât timp cât echipa dumneavoastră nu va îmbrățișa în mod omogen acest instrument. Decideți pe interior cu ce instrument vreți să mergeți mai departe, cu ce instrument vreți să faceți project management. Determinați pe interior cât de detaliat vreți să treceți acele proiectele sau activități în aplicația pentru care veți opta. Cât de des vă doriți să actualizați acele date. Și foarte important, asigurați-vă că prin implementarea acestui sistem de project management nu puneți în sarcina colegilor și mai multă muncă. El nu trebuie să pară ca o chestie birocratică și o chestie complicată, pentru că dacă se va dovedi a fi un instrument greu, un instrument dificil, nu va fi îmbrățișat de toată echipa și atunci munca dumneavoastră va fi în van, atât timp cât sincronizarea nu se va produce toată într-un singur loc. Pentru că noi oamenii avem preferințe diferite. Cineva preferă să facă project management pe carnețelul clasic de hârtie, cineva preferă să facă project management într-o aplicație digitală. De aceea, o să mă repet, ca să fie eficient momentul ăsta de implementare a sistemului de project management, trebuie să vă asigurați că l-a îmbrățișat toată echipa. Am ajuns și la ultimul pas de transformare digitală. Este un pas care aparent poate părea banal și anume cel legat de politica de securitate în organizația dumneavoastră. Însă, să știți că analiștii de securitate spun că ONG-urile sunt printre cele mai vulnerabile organizații când vine vorba despre securitate. Pentru că de fiecare dată o lăsăm așa, la coada listei sau nu avem suficient timp să-i dedicăm, dar ar trebui urcată din coada listei în topul listei, pentru că odată compromisă, se compromite tot ce înseamnă datele asociației și toată munca și toată arhiva asociației. În ce constă pasul legat de securitate aici? În primul rând, trebuie să începeți cu identificarea tuturor dispozitivelor din organizația dumneavoastră. Să faceți o inventariere a echipamentelor pe care le dețineți. Și aici vă rog să vă gândiți nu doar la calculatoarele pe care le dețineți, dar inventariați și telefoanele din asociație, și imprimantele, și poate tabletele în cazul în care acestea există. Asigurați-vă că pe toate aceste dispozitive
rulează versiuni actuale de operare. Ce înseamnă versiuni actuale de operare? Sunt versiunile pentru care compania pe care vi le-a pus la dispoziție mai oferă suport. Dacă acele dispozitive nu mai pentru versiunile pe care le aveți nu mai există suport, este un indicator direct că e timpul să actualizați sistemele de operare de pe acele dispozitive. Verificați periodic dacă dispozitivele din organizație sunt la zi cu actualizările. Asta se poate verifica simplu atunci când mergeți pe calculatorul dumneavoastră la secțiunea de Update and Security. Odată accesată această secțiune, acolo veți vedea toate software-urile instalate pe calculator, veți vedea data ultimii actualizări și veți vedea dacă există sau nu pentru aceste aplicații și versiuni mai noi. Dacă există, nu trebuie decât să le rulați. Verificați dacă software-ul care rulează care rulează pe imprimanta dumneavoastră este la fel unul actualizat. Verificați doar îmi cer scuze. Verificați dacă dispozitivele din organizația dumneavoastră au un sistem antivirus actualizat și el. De regulă, soluțiile de securitate antivirus sunt sub forma unor subscripții anuale. Asta nu înseamnă că odată cu expirarea subscripției, dispozitivul dumneavoastră nu mai este protejat. El este protejat, doar că el nu este actualizat cu virusii care s-au mai identificat în anul în care dumneavoastră ați făcut subscripția. Așa că e bine să aveți ultima versiune instalată pe acele dispozitive. În catalogul TechSoup sunt mai multe resurse de securitate pe care le puteți accesa ca organizații non-profit la prețuri mult mai mici față de prețurile de piață. Vedeți care din ele vi se potrivește în cazul în care aveți nevoie de actualizări și puteți face solicitarea către TechSoup. Încă un aspect legat de securitate ține de faptul că atunci când veți achiziționa un dispozitiv hardware nou, este important să vă asigurați că el corespunde sau este compatibil cu întregul sistem, cu întregul ecosistem pe care îl aveți în organizația dumneavoastră. Cam atât cu partea de inventariere și de software-uri. Haideți un pic să vorbim și despre parole. Cu siguranță cunoaștem aceste reguli despre parole, dar am ținut să le repetăm pentru a ne asigura și a pune pe hârtie aspectele pe care încă nu le-am implementat. Cum arată o parolă puternică? Sunt regulile, ziceam, banale și foarte bine cunoscute, dar o parolă puternică înseamnă o parolă care are cel puțin 8 sau 10 caractere. Pentru că o parolă simplă, care are 7 caractere similare, poate fi spartă în mai puțin de 0,7 milisecunde. Iar o parolă din 7 caractere care sunt diferite și un pic complicate, poate dura până la câteva decenii să fie spartă. Așa că nu vă zgârciți când faceți o parolă, faceți-o cât mai lungă. Pe lângă cifre, introduceți acolo și niște simboluri de genul diezurului, aronului sau niște simboluri mai greu memorabile, dacă pot să le zic așa. Nu folosiți caractere unul după altul, nu folosiți numele dumneavoastră de naștere, numele copiilor, numele animăluțului sau numele filmului dumneavoastră preferat. Schimbați această parolă periodic. Se recomandă să fie schimbate parolele într-o perioadă de la 30 până la 90 de zile. Și ultima, care eu recunosc că nu mereu o respect, nu folosiți aceeași parolă pentru toate conturile pe care le accesați, pentru că e cea mai ușoară cale să ne trezim într-o zi cu surprize neplăcute.
Pentru ca parolele noastre să fie în siguranță, trebuie să avem grijă să nu le comunicăm nimănui, să nu folosim, să nu le transmitem, fie prin Messenger, fie prin WhatsApp, nici prin e-mail. Să nu uităm că de fiecare dată, după ce intrăm pe un site, să ne delogăm de fiecare dată prin secțiunea logo. Parolele care ne sunt alocate temporar, să le schimbăm în momentul în care am reobținut accesul la contul unde ne-am uitat acea parolă sau acele date de acces. Și încercați să vă securizați toate dispozitivele cu un cod de acces, cu un PIN. Dar știu că asociațiile au multe conturi și e greu să le ții pe toate minte. Recomandarea noastră este totuși pentru parolele organizației să țineți undeva, să vă creați un fișier Excel în cloud, pentru că, după cum spuneam, datele din cloud deja sunt niște date securizate. Creați acel fișier Excel și asigurați-vă că întreaga echipă are acces la ele. În felul ăsta, protejându-vă și pe dumneavoastră și protejând și membrii echipei și oferindu-le acces la tot ceea ce înseamnă date de acces în diverse conturi pe care le-ați creat pe parcursul activității dumneavoastră. Tot la securitate, trebuie să vorbim un pic și despre backup. Backup-ul este cel care ne protejează sau salvează datele noastre, așa încât în cazul în care, Doamne ferește, se întâmplă ceva cu datele, fie că sunt inundate, fie că se pierd, noi obținem acces rapid la ele. Backup-ul trebuie făcut periodic. E recomandat să stabiliți dumneavoastră pe interior o procedură, cine, când, unde și cum face acest backup. Fie că îl faceți complet, adică periodic salvați toată informația existentă în asociație, fie că îl faceți treptat, salvându-vă doar anumite documente noi. Este important el totuși să fie realizat în asociație. Backup-ul poate fi făcut în două modalități. Puteți opta să salvați aceste date, să faceți acest backup pe calculatorul dumneavoastră, adică on-premise, cum am mai zis mai devreme, și pentru asta veți avea nevoie de un hardware extern. Sau puteți alege să faceți backup în cloud, adică să vă urcați absolut toate datele în suita de productivitate despre care am vorbit, fie că e cea de la Google, fie că e cea de la Microsoft. Ambele forme de backup au și avantaje și dezavantaje. Backup-ul făcut pe hardul extern are avantajul că poate fi accesat fără o conexiune la internet, fără să aveți internet în locația în care îl accesați. Dezavantajul cel mare este că în orice moment acel dispozitiv poate să se strice sau poate să se piardă sau poate să cadă o cană de apă peste el. Când vorbim despre cealaltă formă de backup, și anume cea în cloud, și asta are dezavantaje și avantaje. Dezavantajul ei este, evident, faptul că nu vom putea să accesăm informațiile atâta timp cât noi avem acces la internet, iar avantajul ei este că nu îi se poate întâmpla nimic. Chiar dacă turnăm o cană de apă peste calculator, datele noastre pot fi accesate de pe orice dispozitiv, la orice oră. Însă, în momentul în care noi vom urca datele noastre în cloud, evident, furnizorul pe care ni l-am ales va avea acces la acele date și, prin urmare, noi trebuie să fim compliant, să corespundem politicilor pe care ni le cere acel furnizor de serviciu. Încă o chestie curioasă cumva și pentru noi a fost faptul că backup-ul trebuie făcut în două locuri diferite și de către două persoane diferite din organizație, așa încât
în cazul în care s-a întâmplat ceva cu locația sau cu persoana, cu prima persoană, să existe mereu un backup la backup-ul pe care l-am făcut. Așa că stabiliți pe interior cine, unde, când și cum faceți acest backup, care este periodicitatea acestui backup. Asigurați-vă că datele esențiale sunt salvate zilnic, dacă nu săptămânal, și asigurați-vă că toată echipa are acces la acele date atunci când are nevoie. Și evident, planul ăsta de backup trebuie să vedeți dacă și funcționează. În cazul în care nu funcționează, ajustați-l conform necesităților dumneavoastră. Am ajuns la finalul acestui periplu de transformare digitală. M-aș bucura mult să știu că ați reușit să bifați toți 6 pași pe care i-am enumerat. În cazul în care n-ați apucat să adunați 6 bife, nu e grav deloc, aveți suficient timp, aveți suficient timp de reflectare și de implementare a pașilor care vă lipsesc. Eu cu Gabi rămân alături și în spatele butoanelor de fiecare dată când veți avea întrebări legate de TechSoup sau de cei 6 pași de transformare digitală. Ne puteți oricând găsi și scrie pe adresa de suport aron@techsoup.ro. Și acum vreau să vă mulțumesc că ați stat alături de noi până la finalul acestei prezentări și să vă întrebăm dacă aveți întrebări legate de transformarea digitală și de cei 6 pași expuși. Ok, dacă nu aveți întrebări, avem noi o rugăminte către dumneavoastră. O să punem acum în chat un link. O să vă rugăm mult să intrați pe acel link. Gabi, oare mă poți tu ajuta sau să... Doar o clipă. Da, imediat o să pun link-ul în... Așa e când sunt multe pe ecran. Imediat. Eu o să pun în chat un link și o să vă rog mult să răspundeți la întrebarea care va apare atunci când accesați acel link. După ce ați răspuns la întrebare, o să vă rog să vă reîntoarceți pe ecranul de Zoom și să vedem cu ce începeți dumneavoastră de mâine procesul de transformare digitală. De mâine încolo. Aș aprecia mult dacă îmi poate da cineva un semn. Nu a dacă... apărut încă în chat. Nu a apărut? Nu, în chat nu este încă. Oh, mă scuzați. Mi s-a părut. Da, ba da, l-am pus, nu merge oare? Nici acum? Da. Păi să intri tu în chat. Așa. Intrasem doar că l-am transmis individual către un participant. Nu văzusem că era domnul, că era setat, nu era everyone, dar era setată o organizație. Acum se vede, îl puteți accesa? Confirm, da. Da, deja încep să apară și răspunsurile. Așa, ne bucură. Cineva începe cu domeniul web al organizației. Super! Deci vedem și pasul 1, și pasul 6, și pasul 5, și asta bucură foarte mult. Aveți o pregătire digitală aparent destul de bună pentru participanții care sunt aici, pentru că majoritatea
deja înțeleg că sunteți undeva pe la pasul 5 și 6. Și avem o organizație mult mai avansată, bucură și asta. Apropo de Dynamics, spun că dumneavoastră ați scris și în chat, avut o întrebare în chat. Vă mulțumim, doamna Adelina, vă mulțumim și vă mai așteptăm, rămânem în legătură. Dacă nu trebuie neapărat Dynamics de la Microsoft, dacă nu trebuie și trebuie, probabil că ați auzit de Salesforce. Salesforce oferă un cont gratuit pentru organizații non-profit cu până la 10 utilizatori. Înțeleg că ca implementare e mai accesibil să implementezi un Salesforce decât un Dynamics. Eu am implementat și tot ce a oferit Microsoft pentru NGO, inclusiv fundraising și așa mai departe, și m-aș bucura să rămân în aceeași platformă. M-au contactat și cei de la Salesforce. Este mai ușor. Oricum, aștept să văd ce se întâmplă cu schimbarea Microsoft din aprilie, când Office-ul va rămâne off și se va trece în cloud. Eu am avut reticențe în a implementa Google. Mi-ar fi plăcut, pentru că majoritatea utilizatorilor privați, să zic așa, sunt pe Google. Dar în momentul în care mi-au cerut să introduc domeniul pe care eu l-aveam înregistrat deja cu Microsoft, am dat cancel la tot. Însă acum am o problemă că la Microsoft am doar 310 licențe, 310 premium și 300 free. Dar eu, dacă vreau să pun toți membrii într-un Active Directory, e mai complicat. N-am decât 300 de licențe. Dar vă mulțumesc că aveți câteva programe super, inclusiv Zoom e listat la voi și așa am cumpărat 10 licențe de Windows cu 57 de lei, adică mulțumim, chiar faceți treabă bună. Noi ne-am virtualizat mașinile, suntem în Azure, dar iată. Este foarte greu de găsit un partener Microsoft. Adică de asta am zis de Varșovia, că și pe mine m-a sunat din Polonia, dar mai greu. Apropo de Dynamics și de implementarea lui, noi avem din când în când ședințe cu colegii din celelalte, cu ceilalți parteneri TechSoup, căci TechSoup operează în 236 de țări și teritorii. Suntem vreo 70 de organizații care administrăm programul în diversele țări și într-una dintre aceste ședințe s-a pus problema. Adică există nevoia de asistență în implementarea lui Dynamics, a fost exprimată. Acum, de la exprimare la implementare, e drum lung. Însă suntem conștienți de această nevoie și o vom aduce în discuție ori de câte ori vom avea ocazia. Dar nu ați găsit mai niciun partener comercial? Am ratat la discuții, iartă-mă. Eu am avut contul de YouTube făcut pe o persoană fizică, pe unul din membrii. Eu aș fi vrut să trec YouTube-ul pe NGO și să-l trec la noi, dar nu reușesc să fac lucrul ăsta. E destul de complicat. S-a accesat Google for Non-Profit, ați fost aprobat acolo, presupun. Suntem aprobați acolo, am solicitat să-mi vină prin poștă, dar nu mi-a venit de o lună. E mai complicat la Google. Solicitat să vină prin poștă. Codul de activare pe NGO. Prin poștă electronică. Fizic, au zis că îmi trimit un cod fizic, dar... Știți că este o informație care m-a făcut să ridic sprâncenele, pentru că... Carte poștală, da? Google nu lucrează cu, din cunoștințele noastre, cu nimic fizic. Haideți să ne auzim separat pe e-mail. Da, e mai bine că ținem pe toți cei. Haideți să ne auzim separat pe e-mail, că nu-mi spune nimic cod de activare pe poștă. Okay. Avem adresa dumneavoastră în platformă, o găsim acolo? Da, aveți de la APA în România.
Da, vă ok, că am văzut și... în... Nu, 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 lăsați ca să nu rămână pe înregistrare, lăsați că o căutăm noi în platformă, că înregistrarea va fi publică pe YouTube. Da. Astea fiind spuse și astea fiind rezultatele, vrem să vă mulțumim tuturor pentru că ați fost alături de noi. Sperăm că ați găsit informația pe care am partajat-o utilă sau ați făcut cel puțin o verificare în cazul celor care deja au ajuns la pasul numărul 7. Noi vă urăm succes în toate inițiativele și eforturile pe care le faceți și să ne vedem sănătoși în digital și și în lumea nedigitală. O seară frumoasă tuturor și toate bune! Și nu uitați că transformarea digitală este un maraton și nu un sprint. Mulțumim și noi tuturor! Mulțumesc și eu tuturor pentru participare! Toate cele bune! Toate bune! La revedere! La revedere! Mulțumim!